Sunt Carmen Țiminic, vă spun bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. A trecut festivalul de teatru, ediția a șaptea, poveștile au rămas, concluziile vrem și noi acum să vi le aducem, dar pentru început vă invit să urmăriți un singur material pe care vi l-am pregătit și anume Tango Mon Amour. Este un eveniment la care colegii mei au participat și avem o scurtă știre. Vă invit să urmăriți și după care revenim în studio. Tango Mon Amour este un spectacol special care îmbină delicat tehnica de balet clasic cu dansul modern și senzualitatea tangoului. Un cuplu de dansatori tineri de o frumusețe angelică încântă cu fermecătoarea și senzuala lor prezență scenică, dar și cu perfecțiunea coreografiei clasice. Anda suelto el aire en el pinar, borrando nostalgia. Argentinianul Octavio de la Rosa și italianca Camila Colella sunt un cuplu și pe scenă și în viața reală, acest fapt simțindu-se în reprezentația lor artistică. Fețele dragostei, pasiunea, dorința arzătoare, speranța, suferința sau deznădejdea sunt transmise către public printr-o mare de emoție. Spectacolul din această seară, Tango Mon Amour? Eu am o altă experiență de la mine, de la Teatrul de Odeonul Tango Mas, și atunci am putut face o comparație. Două spectacole diferite, dar m-am bucurat pe mine muzica, tango în general, mă bucură foarte mult. Și mă bucur că vin astfel de spectacole la un astfel de festival. E foarte bine că e un festival foarte divers. Și ai de ai atât pentru copii cât și pentru adulți, iar pentru adulți ai varietate. Îmi transmit o stare de bine și mă bucur că, uite, chiar acum vorbeam cu doamna Dorina Lazar și cu doamna Rodica Mandache că, uite, în astfel de festival mai apucăm și noi să vedem alte spectacole. Că de obicei în București nu apuci să vezi spectacole, pentru că ești tot timpul ocupat sau ai repetițiile tale. Dar, uite, acum apucăm și ne bucurăm că suntem la Alba Iulia. Un oraș foarte frumos. Compania de dans Octavio de la Rosa este originară din Lausanne, Elveția, și s-a aflat la Alba Iulia la invitația organizatorilor Festivalului de Teatru Povești. Am revenit în studio. Sper că imaginile v-au reintrodus în atmosfera Festivalului de Teatru. Vreau să spun acum și o salut pe invitata mea de astăzi, Ioana. Bine ai revenit la Alba TV și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această discuție după un festival minunat. Poveștile, vreau să le continuăm acum. Bună seara, Carmen, bună seara și telespectatorilor voștri. Mă bucur foarte mult că anul acesta au avut loc foarte multe discuții după festival. Noi am avut chiar și o conferință de presă la care și cei de aici au fost prezenți și m-am bucurat foarte mult că am avut prilejul să discut puțin cu presa și după festival, nu numai înainte și în timpul festivalului, că se știe, noi avem acele conferințe de presă îmbrăcate într-o cafea cu tâlc în fiecare dimineață când mă întâlneam eu cu presa și invitații din artiștii din festival, dar și publicul care dorea să bea o cafea cu noi. Și mă bucur că m-ai invitat și tu și mă bucur și că a avut loc acea conferință în care am putut să tragem împreună niște concluzii, să vedem ce a fost bine, ce a fost rău. Știm cu toții că nimic nu este perfect pe lumea asta. Eu tind spre perfecțiune, dar mă ajută foarte mult părerea colegilor din presă, la care eu țin foarte mult, având în vedere că atât de mulți ani am lucrat și eu în presă și până la urmă suntem și colegi de breaslă, așa cumva, chiar dacă în momentul de față, să zicem, eu nu mai lucrez. Așa că mă bucură foarte mult această emisiune și faptul că putem să discutăm și mă bucur că l-am văzut pe Pavel. Nu întâmplător am ales acest material pentru că mi s-a părut inedit să-l văd pe actorul Pavel Bartoș în calitate, dacă pot să spun așa, de spectator și a concluzionat foarte frumos ideea acestui festival. Nu e inedit. Și eu la rândul meu merg la foarte multe festivaluri. Eu tocmai m-am întors de la, după festivalul nostru, a urmat un festival de la Craiova, un mini festival, ca să spun așa, că a ținut doar 3 zile. Astăzi, imediat
imediat, după emisiune, chiar seara plecăm la Cluj, unde și acolo avem un festival, urmează festivalul de la Galați și cel de la Țăndărică, unde noi suntem prezenți. Bine, sunt festivaluri, e adevărat, adresate copiilor și, în general, spectacolelor pentru copii, cu păpuși, marionete. Și, în general, noi, cei care mergem în festivaluri, căutăm spectacole la care să mergem. De multe ori, poate văd un spectacol bun, care îmi place și l aduc și eu în festivalul meu. Așa că ideea construirii unui festival merge atât spre publicul din Alba, căruia îi mulțumesc că a fost atât de prezent în sălile de spectacol și au primit destul de bine ceea ce am selecționat anul acesta pentru ei. Însă pentru mine, ca director de festival, este important ca și cei din festival să vadă niște spectacole. Normal, ei deja sunt spectatori avizați, ei sunt actori. Merg un pic spre un alt nivel și înțeleg un pic altfel spectacolele. Eu m-am bucurat foarte mult că și Dorina Lazăr, când a ajuns cu Teatrul Odeon, primul lucru nici n-a mâncat, s-a cazat și a venit la primele spectacole din ziua în care dânsa a ajuns, anume Otelo și prea frumoasa lui Desdemona și Tango Mon Amour. Și în general, în săli, poate mulți dintre actori nu vă sunt cunoscuți vouă presei, dar pe lângă cele persoanele cunoscute, vedetele, cum ne place nouă să le spunem, sunt actorii, merg în general la festivalul, la spectacolele din cadrul festivalului. Ei își fac treaba și dorința lor este de a vedea. Și asta mă interesează și pe mine. Primul lucru, când ajung într-un festival, vreau să văd programul și să văd ce aș putea să văd și ce m-ar interesa. Și atunci merg în funcție de regizor, în funcție de cine joacă, în funcție de ce spectacol este, pentru că vezi, într-un festival ai ocazia să vezi aceste spectacole. Așa, ce trebuie să faci? Să mergi la Sfântul Gheorghe să vezi spectacolul celor de la Studio M, nu? Sau să mergi în Elveția să vezi pe cei de la Tango Mon Amour? Și atunci când vin într-un festival, de asta frumos ar fi să-i poți să-i ții pe toți pe toată perioada și sunt din actori care mă roagă, uite, nu mai putem să stăm o zi sau două că vrem să vedem și spectacolul respectiv. Bun, nu ai posibilitățile financiare să-ți poți permite să ții 300 de oameni 5 zile, însă care mai dorește vine și mă întreabă și îi mai las să vadă, așa că faptul că Pavel și doamna Dorina Lazăr și chiar și Rodica Mandache au fost în sala de spectacol pentru a vedea și alte spectacole, nu este un lucru inedit, este un lucru normal. Actori, eu ca și manager de teatru, explicația faptului de ce mergem la festivaluri, pe lângă faptul că ne prezentăm noi piesa în fața unui alt public, este și acela de a câștiga experiență și de a, asta este și motivația, de a vedea și alte spectacole, de a vedea unde te încadrezi și tu, de a vedea ce se mai joacă în alte țări. E foarte importantă prezența unui teatru, un festival, nu numai pentru a juca, ci și pentru a vedea spectacole. Al doilea motiv pentru care am ales tocmai această știre a fost varietatea pe care ne-ai propus-o în acest festival de teatru. Tango Mon Amour nu a fost o piesă de teatru, a fost un spectacol, o combinație între dans. A fost un spectacol de dans. De dans, exact. Și a depășit chiar și ideea de tango. El a fost un spectacol de dans contemporan. Dacă nu mai știu dacă ai voștri au fost, cine a fost la conferința, da. A fost la conferința de presă în dimineața, da, când exact. Au fost ei invitați, Camila și cu Octavio, i-au și spus, ea este balerină de formație, el este coregraf și i-au și spus că merg spre zona aceasta contemporană, dar foarte mult se merge spre contemporan, însă ce am adus eu anul acesta pe contemporan și pe mișcare au avut poveste. În tango, clar că primează dragostea expusă prin diverse forme și ei au exprimat-o prin dans, dus în zona și de balet și au și o mobilitate foarte frumoasă a corpurilor, s-a văzut lucrul acesta. Și am îndrăznit cu acel Otelo și prea frumoasa lui Desdemona, pentru că m-am gândit că lumea știe povestea și nu mai contează în ce limbă se vorbește, nu mai contează dacă e titrat sau nu, nu mai contează că ei mai mult se mișcă decât vorbesc, m-am gândit că lumea știe povestea, pentru că sunt foarte multe spectacole de dans contemporan în care vine regizorul cu o idee. E atunci și mai greu înțelegi spectacolul respectiv. Eu la festivalul unde am fost și am mai văzut spectacole de dans sau de teatru dans, veneau regizorii cu diverse idei, cum ar fi condiția femeii într-o perioadă în care ea nu era foarte agreată, știu eu, dragostea expusă tot așa prin foarte multe mișcări, iubirea, natura. Anul trecut noi am avut un spectacol în zona eco mergea, dacă cineva a fost atent, acel Skeeteret din Marea Britanie, unde din nou a fost un spectacol de dans contemporan și unde acei artiști erau niște dansatori desăvârșiți și mergea spre zona aceea de apă, de natură. Deci, iată că sunt diverse forme și idei ale regizorilor. Însă eu am ales pentru anul acesta două spectacole cu poveste. De ce
Am primit la conferință... Am spus, în primul am spus pentru că au poveste și atunci măcar spectatorul știa ce se întâmplă pe scenă cât de cât. Adică n-am adus așa cu o invenție a unui regizor, că poate că nu și-ar fi dat lumea seama ce vrea să spună regizorul respectiv. Dar așa măcar de Otelo și Dezdemona știm cu toții povestea lui, m-am gândit eu. Acum... Exact. Mi-au plăcut discuțiile de la ultima cafenea, după cum spuneam, faptul că ai încercat să faci oarecum chiar și cu noi o lecție, educație de artă și teatru, prin faptul că de multe ori poate albaiulienii nu au primit atât de bine spectacolele care nu au fost în limba română. Cu toții ne învățăm. Cu toții ne învățăm să primim spectacole. Nici eu nu sunt poate cel mai avizat dintre avizați. Și eu am ajuns să înțeleg anumite spectacole după ce am văzut foarte multe spectacole și merg pe ideea și o susțin în continuare că atunci când mergi să vezi un spectacol, mergi să și dai, nu numai să primești, dai la final niște aplauze. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Eu mă gândesc că trebuie să-ți pui un pic și mintea la contribuție. E adevărat, lumea o să spună, da, dar noi vrem să mergem la teatru să ne relaxăm. Sunt și niște anumite spectacole care cer un pic mai multă atenție din partea ta. Adică sunt spectacole în care dacă într-un moment ți-a fugit gândul în altă parte, dacă ești revii din nou cu ceea ce se întâmplă pe scenă, ai prins ideea. Și acestea sunt și comediile bulevardiere pe care le înțelegem cu toți sau nu numai, sau un spectacol clasic pe care îl știm cu toții, da? Genul acesta de spectacole, mai altfel, trebuie să fii atent tot spectacolul, că probabil că dacă o mișcare ai pierdut-o, nu mai înțelegi sensul următoarei mișcări. Și eu după foarte multe spectacole de dans și teatru dans văzute, am ajuns să văd un pic dincolo de doar niște mișcări care unora poate li se par fără niciun rost. Ele sunt spectacole pline de emoție. Odată oamenii aceia muncesc foarte mult și cei de la Sfântul Gheorghe, n-aș vrea să se rămână numai în zona acestui spectacol, că au fost foarte multe spectacole în festival, dar tot pe ăsta îl dezbatem. Sunt niște oameni foarte talentați, au muncit foarte mult la acest spectacol. Mihai Mănuțiu este un mare regizor, eu sunt fan mai Mihai Mănuțiu. M-am format ca și student și ca și viitor om de teatru, chiar dacă n-am rămas pe scenă, m-am format prin spectacolele lui Mihai Mănuțiu. Aceea a fost o perioadă de boom a sa în care a avut spectacole ca Richard al III-lea, ca Omorul în Catedrală sau Nopțile Călugăriței Portogheze, făcut cu Ana Pelea la Teatrul de Tineret din Piatra Neamț. Au fost niște spectacole extraordinare care ne-au motivat pe noi ca și studenți și ne-au ajutat foarte mult, așa cum am spus, la formarea noastră. Și atunci eu n-am mai avut în festival Mihai Mănuțiu și m-am bucurat foarte mult să pot să-l am pe un alt gen de spectacol decât cel pe care îl știam. De asta l-am și ales. Iar în ceea ce privește tangoul, mi-a plăcut foarte mult când l-am văzut la Avignon și am încercat să explicăm și în acea conferință de presă și poate și în caietele noastre de prezentare că nu este un tango clasic. Au fost și spectacole de tango clasic, însă asta mi-a plăcut. Acum asta este, lumea trebuie să meargă pe gustul meu, să se bazeze pe mine, dar nu prea pot să spun așa că dau greș în general cu spectacolele pe care le aleg, pentru că totdeauna încerc să mă pun și în poziția unui om care poate că vine pentru prima dată la teatru, pentru că se poate lucrul acesta. Dacă eu iubesc teatru și văd foarte multe spectacole, nu am pretenția de la toată lumea să facă lucrul acesta. Ăsta este jobul meu până la urmă și poate că pot numi eu fericită că am acest job de a merge să văd spectacole, de a fi tot timpul în zona asta a spectacolelor, fie de teatru, de muzică sau de dans sau spectacole pentru copii cu copii. Asta este zona mea. Eu nu cert pe nimeni și nu sunt supărată nici dacă cineva vine, știu, la o vârstă de 50 sau 60 de ani și vede pentru prima dată un spectacol. Motivele pot fi obiective și diverse pentru care un om n-a ajuns la teatru decât la o anumită vârstă. Asta nu trebuie să sperie pe nimeni. Eu n-aș putea să spun că fac o dramă, vai de mine, nu ai fost la teatru până la vârsta de 50 de ani. Nu știu, poate nu au avut posibilități financiare, poate nu au fost spectacole, poate nu s-a știut de acest festival. Deci sunt diverse motive din care un om poate că nu a ajuns la teatru și atunci încă mă gândesc că pe lângă acel grup de spectatori care s-au format în 7 ediții de festival, dacă facem așa un calcul și dacă cineva a fost la aproape toate spectacolele, cred că are un calup de 100 și ceva de spectacole. Și atunci eu mă gândesc și la aceea și îi simt că au început să se rafineze și că își doresc și alte genuri de spectacole, dar vreau să mă adresez și celui care vine pentru prima dată. Și n-aș vrea să-l speriu cu un spectacol. Probabil că cineva care n-a mai văzut un spectacol de teatru sau de dans și a venit prima dată la mă întorc din nou la Otelo și Dezdemona lui, probabil că a fost puțin dezamăgit. Însă eu îi recomand să revină în sălile noastre de spectacol și să ne fie alături, pentru că vom încerca să propunem tot timpul diverse genuri care să placă, să se regăsească cineva în spectacolele din festival.
Nu în ultimul rând, concluzia pe care eu am tras-o de la conferință a fost următoarea. Spuneai de comediile bulevardiere, faptul că care și mie îmi plac foarte mult. Exact. Și mie îmi plac foarte mult și mă simt foarte bine. Cred că asta este probabil dorința noastră, să ne relaxăm. Însă, un festival de teatru își propune, cred că în primul rând, să facă puțină educație cu noi. Să exact. Nu uităm, filmul și teatru fac parte din artele lumii, cele șapte arte ale, da. Ale noastre, ale sufletului, le pot numi eu, sunt tocmai filmul și teatrul. Așadar, arta se învață până la urmă și noi, prin acest festival de teatru povești, avem deja 7 ediții în care putem să ne învățăm și să plus că eu chem foarte multe spectacole a căror premiere poate că n-au avut loc anul acesta. Sunt spectacole Miss Daisy și Șoferul ei s-a mutat cu mulți ani în urmă. Nu este o premieră de anul acesta a Teatrului Evreiesc. Poate că dacă aș aduce într-un an numai premierele din teatre, poate că nu știu câți ar mai veni la spectacol. Deci de asta zic că noi suntem fericiți în sensul că nu depindem de nimeni, nu facem deocamdată un festival concurs în care să fie prezentate premierele, cum este Festivalul Național de la București, unde în general sunt piesele românești și cele mai actuale, cam ele sunt prezente în festival. Și atunci îmi pot permite să aduc poate și montări mai de demult, dar care știu că au un succes foarte, foarte mare la public. Mă bucur că ai adus aminte de Miss Daisy. O parte bună a festivalului am văzut-o și eu tocmai prin faptul că ne-am putut întâlni cu mari actori ai scenei, alături de Maia Morgăștenă, a fost anul acesta și Marcel Iureș, din nou la Alba Iulia, nu într-un spectacol, însă plăcerea de a veni la Alba Iulia s-a văzut pe chipul lui și pe cuvintele lui, pentru că a revenit cu drag, chiar într-o discuție liberă alături de noi. Eu am mai spus că un festival nu înseamnă doar niște spectacole, pentru că ca să creezi atmosfera unui festival, trebuie să întâmple tot timpul și altfel de evenimente. Viața artistului, asta exact. Înseamnă poveste, și, întâlnire. Atât evenimente, cât și acele mici conferințe cu ghilimele de rigoare, în care lumea se întâlnește și povestește și află despre experiențe și despre întâmplări din viața unui mare actor, cum a fost Marcel Iureș, cum a fost Marcel Iureș prezent la Alba Iulia, că el este în continuare. Așa. M-am bucurat foarte mult. Este un om deosebit. Este un om la care de multe ori nu-ți dai seama cu cine vorbești la telefon. Este atât de cald și de normal, ca să folosesc un cuvânt potrivit, încât într-un fel nici nu m-am mirat că a zis da, că vine. Mulți s-au mirat, dar eu nu m-am mirat, pentru că pui mâna pe telefon și este un om care, dacă are timp, vine. Pe el îl interesează publicul, iubește publicul, iubește oamenii, și atunci nu-l interesează că discuția are loc la București, într-un cadru, sau la Alba Iulia, în cadrul unui festival. Și revin la ce am vrut să spun inițial, atmosfera unui festival o dă și aceste evenimente de gen conferințe, lansări de carte, expoziții, mici spectacole, lectură, aceste întâlniri între artiști, presă și publicul din Alba, plus ideea care nu trebuie să ne ducă gândul la altceva decât că un club al festivalului este normal într-un festival. Pentru că la finalul unei zile în care s-a terminat totul, lăsând de la o parte pe cei care încep să monteze poante pentru a doua zi, și de aceea poate mulți din echipa mea nu prea sunt prezenți în aceste seri în clubul festivalului, pentru că ei au de montat spectacole pentru a doua zi, ele fac foarte bine. Se întâlnesc artiști care poate că în București, deși locuiesc, nu se întâlnesc, pentru că n-au timp, n-au loc, unul filmează, unul e pe scenă la teatru, și de multe ori eu am văzut scene în care se întâlneau două actrițe mari din București la Alba, s-au întâlnit și povesteau și uite că nu ne vedem în București și ne vedem la Alba Iulia. Deci fiecare lucru își are rostul lui și nimic nu este făcut degeaba sau făcut că așa am eu chef sau altcineva din echipa mea. Sunt gândite și pentru faptul că eu am avut șansa, când am fost studentă, să merg la foarte multe festivaluri și atunci se făceau festivaluri bune, cu multe spectacole, cu multe evenimente colaterale, cu multe workshop-uri făcute chiar pentru profesioniști, nu doar pentru elevi, cum fac eu, dar am să încerc de anul viitor să introduc și un atelier pentru actori, și am prins un val de festivaluri făcute bine. Făcute bine, în care exista un loc în care ne întâlneam noi artiști, în care ne întâlneam cu publicul, un loc în care vedeam spectacole bune, un loc în care se întâmplau aceste ateliere despre care am spus, și m-a ajutat foarte mult faptul că am văzut multe festivaluri până să ajung să-l fac pe acesta, bineînțeles nu singură, că nu l-am făcut singură normal, și am avut o echipă și l-am pornit împreună cu niște oameni care m-au învățat și de la care am avut ce să învăț, și cam asta este ideea unui festival pe care merg eu.
ideea unui festival care tinde să se dezvolte, pentru că auzeam discuțiile unui festival care se va desfășura și în orășelele mai mici ale județului. Da, dar pentru ca să se dezvolte necesită un buget un pic mai mare. Pentru că atunci trebuie să lărgești foarte mare echipă, foarte mult echipa tehnică, pentru că noi și acum suntem strânși cu ce avem și cu ce mai colaborăm, însă ne trebuie oameni mult mai mulți, pentru că în momentul în care se montează în afara orașului, deja pe oameni nu te mai poți boza. Deci deja e vorba de alte lumini, de alt sunet și de altă echipă de oameni care să fie pentru a putea extinde și pentru cei din, nu știu, Blaj sau Sebeș. Discuțiile vor continua și cu domnul președinte Ion Dumitrăl și cu Dan Popescu, colegul meu cu care ne ajutăm reciproc în acest festival. Și dorim să ne lărgim, însă la ceea ce există el acum în Alba, ca și număr de spectacole, eu zic că e bine. E bine. E bine. E bine și pentru sările, pentru că nici nu avem niște săli senzaționale, nici nu avem foarte multe săli. Oricum pe sările pe care lucrez eu aduc sunet și lumini, pentru că ele nu prea au. Și sunetul și luminile vin automat cu o echipă de oameni. Pentru că altfel nu avem cum să ne descurcăm, pentru că cerințele sunt foarte mari și riderele tehnice sunt foarte complicate și nu putem face față cu ceea ce există pe aceste săli. Însă eu zic că și număr de spectacole e bun. E bun pentru că într-un festival în mod normal se mai suprapun spectacole, însă noi am mai suprapus și noi, lumea uneori n-a reacționat foarte bine, special cei care au abonamente. Pentru că noi avem și un sistem de abonament cu care, în mod normal, omul ar trebui să vadă toate spectacolele. Și atunci este evident că n-ai cum să le suprapui. Exact. Cum ne-ar ajuta pe noi, vorbeai de săl, de spectacol, cum ne-ar ajuta pe noi să spunem plăcuta situație în care să avem un spațiu dedicat în totalitate? Păi ne-ar ajuta foarte mult. În primul rând că, eu, din câte am înțeles, va merge pe două săli. Foarte multe spectacole se joacă cu spectatorii pe scenă. Asta de obicei se întâmplă în săl studio sau în săl de așa natură făcute încât să poți să pui publicul în jurul artiștilor. Și la noi este foarte greu. Singura sală care se pretează cât de cât la genul acesta de spectacol este, este sala teatrului meu, unde se anulează toate scaunele și se pun niște gradene. Iar acest teatru, e clar că un ajunge într-un teatru cu un număr de ștânci multiplu, cu un număr de lumini care există acolo și gata montat și cu un sunet, și alta ajunge pe niște case care sunt case de cultură. Ele sunt ok. În primul rând, e bine că ele sunt foarte bune ca și acustică și le mulțumesc celor de acolo și celor doi directori că mă suportă în fiecare an, lui Claudiu și lui Gino, directorii de la cele două case de cultură. Ele au o acustică foarte bună, chiar și Casa de Cultură a Sindicatelor are o acustică foarte bună și are o vedere foarte bună. În general, cam de oriunde ai sta în Casa de Cultură a Sindicatelor, tu vezi spectacolul exact. Foarte bine. Însă e totuși Casa de Cultură. Sunt cabinele un pic cam departe, ele sunt la etaj, sunt la subsol. Deci un teatru este altceva. În primul rând că ai pe partea tehnică ești bine montat, e altă structura ștângilor respective, altele sunt, sunt niște termeni tehnici pe care n-are sens să-i spun acum, însă cu siguranță va ajuta foarte mult și din start vom putea avea încă un spectacol poate în plus, pe care acum n-avem cum să-l avem, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, toate spectacolele care vin, aproape că o iau de la zero cu ceea ce înseamnă montat lumini și sunet. Ei trebuie să adapteze la ceea ce există, pentru că sunt ridere în care îmi cer, v-am zis, 10 ștânci. Ștânci sunt acele bări de sus pe care se montează luminile. De multe ori au fost cazuri când aveau nevoie de 20 de ștânci. Noi avem 5. Deci vă dați seama ce hal se reia totul. Să nu vă mai spun că cei de la Tango și-au angajat un om special care le-a gândit special luminile și sunetul pe ceea ce avem noi. Deci cam așa se lucrează. Pentru că nu bătea nimic din riderul lor și sările unde jucau ei cu ceea ce aveam noi aici. Bun, spectacolul a ieșit foarte bine până la urmă. Însă de asta de multe ori sunt montări de câte două zile. Apropo de Tango Mon Amour, mă uitam pe internet, primul lucru, mă informez să văd ce înseamnă acest spectacol și vedeam exact ceea ce spuneai, interacțiunea cu publicul. Spectacolul lor, primul pas ăsta este invită la dans, la un tango, după care pun în scenă spectacolul ca atare. Ei relaxează publicul prin această intenție și arată că probabil lumea să nu fie speriată, tango se poate dansa de oricine. Trebuie să ai foarte multă pasiune și dragoste,
nu? Că pasiune exact. Înseamnă tango și atunci să depășești bariera aceasta, însă ei te duc încet, încet spre ceva mult mai modern decât poate că multă lume s-ar fi așteptat. Trecerea se face probabil mult mai frumos în momentul în care publicul este deja inițiat. Exact. Și pentru că vorbim de inițiere, văd dorința de a educa publicul tânăr din Alba Iulia și ai făcut aceste ateliere în care de la marionete și până la actul teatral în sine au fost spații da. În care elevii au venit și s-au jucat pur și simplu. Bune, pentru că educatul eu asta am văzut-o. El sună așa ca și cuvânt, ca un pic cam pompos. Noi încercăm să aducem, cred că e mult mai bine, exact. Să aducem publicul tânăr spre teatru. Noi începem să-l aducem încă din clasele mici și grădinițe prin spectacolele noastre și nu în ultimul rând, așa cum ai spus și tu, prin prezența lor în aceste ateliere, ele fiind gratuite, e la latitudinea lor să se înscrie. E adevărat că cea mai mare bătaie este întotdeauna spre atelierul de actorie, unde Oana, care a lucrat anul acesta, este decanul Facultății de Teatru din Târgu Mureș și regizor totodată ca și la bază, lucrează mai mult baza actoriei. De ce? Pentru că noi chiar ne dorim ca din aceste ateliere poate pleacă unii spre teatru și am surprize, de exemplu, de la atelierul de scenografie al scenografului Alina Herescu, unde sunt mulți din atelierurile care au plecat spre arhitectură și e în acea zonă. Chiar și spre scenografie au plecat tineri care au dat la facultate la scenografie și la actorie Oana încearcă să le arate bazele și de unde începe, adică să nu-și imagineze cineva că în momentul în care intră la facultate la actorie o să și joace Dezdemona sau Zița din O noapte furtunoasă. Nu, greu se ajunge la cuvânt, se ajunge cam după un an. În primul an se merge foarte, foarte mult pe improvizație, pentru că improvizația este baza actoriei. Pentru că dacă un actor știe să improvizeze, atunci cu siguranță va ieși din orice situație în care este pus în scenă. De a-și uita textul, nu știu, de a pica un bec, de a-i să face rău colegului și trebuie să-i preia replica. Baza actoriei este improvizația și Oana de asta lucrează tot timpul, pentru că mulți vin. Mulți rămân, poate unul, doi pleacă, dar cei care rămân atunci au înțeles exact ce înseamnă actorie. Și atunci noi încercăm prin aceste ateliere să-i aducem în zona asta artistică. Ele se numesc ateliere de creație și nu merg numai în zona teatrală, pentru că eu nu țin ca toată lumea să fac artist. În măsura în care pot să ajut, merg și în zona de pictură. Ne-am avut anul acesta și un atelier de pictură, nu? Sunt puțini care mai vin spre marionete și păpuși. De asta am avut și un atelier de mânuire de marionete chiar pentru copii. Iar prezentarea atelierului a fost extraordinară. Colegii de ale mele le-au dat lacrimile, pentru că n-am crezut că sunt așa copii talentați și n-am crezut că într-o săptămână o să văd niște micuți cu niște marionete poate mai mari decât ei, mânuindu-le aproape ca niște artiști. Aproape, normal, că îți trebuie multă experiență, dar nu mi-a venit să cred. Și atunci de asta mergem și am avut și atelier de sculptură. Anul acesta au lucrat în hârtie, în origami. Deci nu mergem chiar numai spre teatru. Sunt ateliere de creație, dar în zona asta artistică. Mi-a plăcut foarte mult și tema propusă de Oana Leahu anul acesta, să ne redescoperim pe noi înșine, să ne acceptăm pe noi înșine așa cum suntem. Partea educativă a doamnei s-a văzut și de aceea mi-a plăcut foarte mult. Nu aș vrea să lungesc ideea teatrului foarte mult. Concluziile s-au desprins. Ne dorim chiar un teatru la al nostru, ne dorim să prindă aripi și să ajungă și în orașele mai mici din județ. Eu aș vrea să mai spun un lucru. Exact, asta îmi doream. Nu știu ce vrei tu să mă întrebi, dar cred că concluzia mea este că eu vreau ca lumea să înțeleagă că un oraș trebuie să fie înviat și prin evenimente. Noi avem o cetate, vă spun, tot artiștii din festival care au fost, au zis, Ioana, deci am nenumărate mesaje și telefoane de lei în care mi-a spus, mă Ioana, frumos festival, dar frumos oraș. Deci noi așa ceva n-am văzut. Eu cred că acesta este în avantajul nostru. Pentru că eu cred că și economii se va ridica în timp și datorită acestui academic, festival. Cum și spunea academic, și domnul președinte. Da, cum spunea și dânsul la acea conferință de presă. Adică poate sunt persoane care spun, într-adevăr, când stai să te gândești, salariile sunt mici, multă lume o duce foarte greu, așa și noi facem un festival de teatru. Dar n-avem cum să renunțăm la zona asta artistică și la genul acesta de evenimente, pentru că orice țară care își dorește un nivel trebuie să stea bine și la educație și la cultură. Educație prin cultură. Exact. Vreau să înțeleagă lumea că nu sunt nu știu cât de mulți bani, adică cu banii ăștia întotdeauna domnul președinte spune clar să mai faci un kilometru de drum.
Și nu, deci nu se renunță, să nu-și imagineze lumea că cu acest festival se renunță la nu știu ce lucruri mari importante ce s-ar face în județul ăsta. Din contră, eu cred că acest festival ar putea să ajute acestora să se dezvolte și prin turism, pentru că multă lume care vine aici duce vorba mai departe și mi-au spus mulți că o să venim la Alba odată, numai pentru ca să stăm, pentru că atât este de frumos. Și mai ales pentru cei care vin fără să știe de acest festival, el poate fi băgat în programul și al primăriei și al Consiliului Județean, ca să știe oamenii când vin la Alba, uite, de exemplu, dacă vin în octombrie, pe lângă faptul că văd o cetate superbă, am ocazia să văd niște spectacole. Festivalul fiind internațional, eu ca și străin, poate că mă regăsesc într-unul din spectacole. Deci eu zic că e bine să fie făcut acest festival și nu mai putem da înapoi. Noi am făcut acum 7 ani acea ediție, era o ediție pilot. Noi n-am știut exact ce o să ni se întâmple, n-am știut cum o să reacționeze lumea. Dar acum când tu ai toate sările pline, nu poți să spui dintr-o dată, domne, nu-l mai face. Pentru că să-ți mai dau un exemplu, spectacolul Tango a fost dus și la Călăraș. Colegul meu de la Călăraș, directorul centrului de acolo, Radu Dinulescu, este regizor și a fost împreună în Franța. A văzut și el acest spectacol și a spus, haide Ioana să-l aducem împreună. Automat costurile au scăzut, s-au împărțit avioane, s-au împărțit suma mare, n-a mai fost atât de mare pentru că fiind două spectacole i-au micit din onorariu. Și mi-a spus, uite, la tine sala a fost plină. La mine într-o sală de 500 de oameni au fost 80 de oameni. N-a fost un eșec, pentru că se ține minte și la prima ediție a festivalului meu, nu toate sălile au fost pline. Însă el a zis așa, au fost oameni importanți din oraș că a zis, da, uite, se vede o schimbare. Cei care au fost categoric au apreciat spectacolul și trebuie să cresc și eu publicul. Trebuie să mi-l cresc și eu să ajung într-o zi să am și eu săl pline cum le ai tu. Deci să le dea Dumnezeu, faptul că lumea vine la teatru, vine, înseamnă ceva. Faptul că lumea vine la acest festival și este momentul lor în care zic, da, domnule, nu știu încă de la început, poate că pe parcursul anului mai sunt piese care vin, dar e sigur că la început de octombrie, anul viitor, festivalul va fi 2-6 octombrie, cam așa, ei știu sigur că atunci se întâmplă un festival cu o atmosferă în care vin spectacole și nu mai poți să iei omului dacă îi place lucrul acesta. Ei ne-au impulsionat publicul, pentru că în a doua ediție deja era mai multă lume, în a treia ediție era mai multă lume. Și tot așa și tot așa și a început să crească. Vorbim de a 7-a ediție în care sările au fost arhipline. Și ne îndreptăm spre a 8-a și cu pași repede spre a 10-a, când va trebui să fie ceva senzațional. Senzațional. De pe acum mă gândesc. Ne bucură că sunt idei și că le puneți în practică. Eu vă propun pe finalul emisiunii să urmăriți Miss Daisy și șoferul ei. Mie mi s-a părut spectacolul care a avut un impact extraordinar asupra celor care au fost prezenți în sală. Până săptămâna viitoare, numai bine. La revedere! Timp de 2 ore, piesa de teatru Miss Daisy și șoferul ei a transmis o mulțime de trăiri celor prezenți. La Casa de Cultură a Sindicatelor s-au adunat peste 500 de oameni care au intrat fără să-și dea seama în jocul actorilor. Impresionant! 3 oameni aparent simpli au făcut senzație în fața albaiulienilor. Este vorba despre Maia Morgăștern, Mircea Rusu și Mircea Drâmbăreanu. Vorbesc despre aia că eu nu știu să citesc. Rog să primim cu tâmpeni la ce înseamnă. Toată lumea știe să citească. Eu nu știu. Copil? Ce-ai spus? Nu. Da? Nu știu. Și atunci cum se face, domnule Conc, că toată ziua, bună ziua, eu te găsesc cu ochii în ziar? Ideea poveștii a fost construită în jurul relației dintre Miss Daisy și șoferul ei Oche. Spectatorii s-au putut bucura de o interpretare excepțională în care au fost presărate în continuu momente de bucurie, dar și de tristețe, precum și multe ipostaze comice. Cum vă simțiți în Alba, Iulia? A fost unul dintre cele mai emoționante momente din cariera mea de până acum. Pentru că din Alba Iulia a fost tatăl meu și a fost bunicii mei. Și a fost un moment unic. Minunat. E a treia, patra oară când vin în ultimii ani la Alba Iulia. Publicul de aici este extrem de cald, așa cum în puține locuri din țara asta am găsit. Foarte dornic de teatru. După cum vedeți, vin și revin și revin cu toată dragostea și cu toată plăcerea și cu toată emoția. Ce să vă răspund când e o sală întreagă care te așteaptă și simți cum reacționează și vezi cum îți răspunde
și pulsează și râde și plânge odată cu tine. Cum poți să nu te bucuri și să aștepți însetat să vii aici, să-ți promiți de fiecare dată că vei reveni? Povestea pe care aceștia au conturat-o a fost de un real succes. Publicul a fost numai ochi și urechi la spectacol. Au trăit fiecare scenă alături de Miss Daisy, Oche și Bolly, iar la final și-a arătat mulțumirea, cum altfel decât printr-o mare de aplauze. Cum vi s-a părut piesa de teatru? Superbă! Foarte frumoasă! Foarte bună! Nici nu mă așteptam la altceva. Frumoasă! Mi-a plăcut! A ieșit așa cum v-ați așteptat? Păi nu știam cum o să iasă, pentru că nu am mai văzut-o înainte. A ieșit bine, da, mi-a plăcut mult. Grozavă. V-a plăcut? Bineînțeles, n-are cum să nu-ți placă așa ceva. Cu ce mesaj ați rămas în urma piesei de teatru? Oarecum răscolit, am văzut că unii râdeau, i-am și râs, dar am și plâns. Foarte mult, o apreciem ca actriță. Grozav. Piesa a fost excepțională și sunt încă atinsă de tema acestei piese. Nu aș putea să vă spun mai multe decât că a fost excepțională. Ce ți-a plăcut mai mult? Cum a jucat. Cine? Miss Daisy. Bună seara, sunt Maia Morgenstern. Urmăriți Alba TV.